Ei bine, astăzi o să fiu pilot pentru 24 de ore, un nou daily, o nouă zi. Suntem la aerodromul din Costinești și o să mergem cu domnul Bogdan de aici. Abonatul zilei este... Abonează-te și dacă vrei să apari în următorul videoclip. Să ne dăm cu un avion, am înțeles că cu un Lamborghini al avioanelor. O să mergem acum să vedem cum se pregătește acest avion, tocmai ce a decolat cu altul. Și băi, e prima oară pentru mine la o experiență de genul, sunt foarte, foarte curios și la final o să zic părerea mea sinceră și dacă vrei și voi să veniți la aerodromul din Costinești, big up, sincer, mi se pare foarte, foarte tare că bă, poți să zbori așa oricum. Mi se pare cel mai tare lucru. De-abia aștept să văd experiența și mergem să vedem avionul acum. Cred că tocmai ce prindem aproape o aterizare. Asta. Cu domnul care e în avionul ăsta o să zburăm și noi acum cu domnul Bogdan, de-abia aștept, doamne, cât de tare e, vai, de-abia aștept, vă jur. Asta e nebunia cu care zburăm astăzi, ăla de mai devreme pe care vi l-am arătat, e ăla pe care se face școala, dar uitați-vă puțin. Mamă, dar ăsta arată complet altfel, ăsta e scaun scoică, ai, e next level, adică nu e... Vai, cât de mișto e. Ce, ăsta are parașută din aia în cazul în care, da, adică dacă cădem, cădem cu parașută. Parașuta. Ah, deci în situație de, nu murim cum ar veni. Vai, dar cât de tare e. Da, e diferență mare. Bine. Serios, interiorul da. De Lamborghini? Wow, ok. Mamă, da. Ia să-l vin aici. Dar se vede, adică e făcut SF de tot gen. Ia uite. Ba, mă, să-l vedeți când și zburăm. Acum nu știu cât de bine se vede că e soarele, dar e... Vai de capul meu cum arată interiorul. Cele mai da. Bune navigații puse. Are manșă din aia de elicopter oricum, nu? Adică da, e... Nu e o manșă, e manșă clasică. E, și ăsta dăm sus sau în jos? Deci cu ăsta vă zic asta sigur că să știu. Ăsta e sus, jos, ăla e stânga-dreapta, nu? Exact. Ăsta e sus, jos. Stânga, dreapta și ăla e așa, nu? Da. E, vezi, mai știți că m-am uitat la toate astea, bă, îmi plac avioanele rău de tot. Eu v-am mai zis la mai mulți. Ăsta e, fiți atenți, nu știu dacă voi știți, dar Air France-ul ăla care a căzut în Oceanul Atlantic, din cauza tubului ăla a căzut. Deci, vedeți, tubul ăla din cauza tubului ăla. Știi de care zic, nu? Da. E, tubul ăla a produs o nenorocire cu un 774 sau cu ceva de genul ăsta. Călcăm doar pe cărpa asta roșie. Punctele de sprijin sunt pe rama cupolei, nicăieri pe spătar, gen sau bord. Deci pe rama cabinei și între scaune sunt punctele de sprijin, da? Deci de unde pot să mă prind în momentul în care urc și ca să e foarte ușor să te sui în ea. Astăzi o să mergem pentru prima oară cu un avion din ăsta mic, suntem cu Bogdan aici în spate, suntem la aerodromul din Costinești. Hai să vedem, deci o mână aici, un picior aici, hop, următorul hai. Picior direct acolo. În față. Dincolo de manșă ar fi de preferat. Am voie de aici, da? Da. Ah, bravo. Deci nu facem vreo benea că e 370.000 de euro, nu fiți nebuni. Așa. Bun. Doamne, bă, de-abia aștept. Hop. Mama, vin și de asta, așa, în V. Avem o... Vai cât de tare e. Da. Cele mai top căști. Da, nu, e cel mai top, n-ai nimic mai bun de atât. Cele mai top navigații, tot. Bă, suntem pe bune, gen, suntem real. Ia stai să pun și ăsta măcar. Sincer, interesant, de-abia aștept să văd ce o să fie. Astea sunt Garminuri, ok? Deci de asta e nebunia, am înțeles, gacha. Da. Ready, aproape domnul Bogdan e aici lângă noi. Așteptăm să vedem. Bă, am văzut Garminuri din astea doar în filme și doar pe YouTube la tot felul de avioane. Mi se pare foarte tare că le-am în față. Nebunia asta aici, hop, 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 așa, gata. Ha, George, te... asta e viteza. Nu găseam centuri. Până unde mergem? Care este direcția? O să facem un zbor în formație cu Lucian, un pic aici în zonă. După care mergem să-ți arăvăm și ne întoarcem. Ok. A mai stat cineva aici? Mi-au rămas mici centurile. Ok, voi porni. Rugămintea mare, da? Să mâna, da. Zona aici. Eu, da, eu stăteam așa ca taximetristul direct, gen. Ok. Așa. Mamă, cum sunt căștile astea, auzi, nu mai auzi nimic decât gen... Au ANC din ăla, bombă. Da. Și noi doi o să ne auzim doar în căști. Bineînțeles. Ce tare. Ia vedeți ce începe aici. Hai. Ok. Mamă, am luat-o direct, hai să vedem. Mergem în aer, hai să vedem ce nebunie. Ah, gata, mă aud și eu, wow. Și se poate repetia, dar nu mai e cu
știu și eu anumite chestii. Larisa acolo cred că are niște emoții. Și mama e la fel, deci pe mama când am sunat. Mergem cu ăsta, cu ăștia, cu ăștia. Ce tare.
așa de mare, adică uite, sunt multe avioane, ai și de ăla, ai și heliport, ai absolut de toate. Nu am văzut. Acolo cum se vede tot incendiu acolo mic, nu știu dacă voi îl vedeți, e foarte, foarte mic, e fumăraie foarte mare și ăsta este Mangalia. Deci acolo este tot orașul Mangalia pe care noi îl vedem chiar acum. Hop, ia vedeți Mangalia. Fenomenal mi se pare, bă, poți să ajungi de la Costinești la 2 mai în 2 minute, dar vă promit că eu o să-mi iau licența asta și o să vă țin 100% pe canalul ăsta secundar. O să facem documentarea ei, frate, pentru că mi se pare absolut fenomenal. M-aș putea să fie un pic mai complicat să am emoții sa astea, dar este absolut fenomenal. Ia uite, mega discoteca tineretului de la Costinești, se vede chiar. Uite Costinești, frate, uite, uite tot Costinești, efectiv. Stațiunea tineretului, cum se mai spune acum, dar în curând o să ajungă stațiunea bogaților. Este absolut super. Așa cum l-am lăsat landing gear-ul. Se și aude elementul.
colapsurile la maxim. Și acum suntem aproape jos, e nici nu mai e. Ia uite, am luat un gândac cu noi. Doamne ferește să dăm de vreo groapă și suntem cu roțile pe pământ, gata. Am ajuns. Wow, cum bine sunteți. Acum trebuie să punem vreo de tot. Așa, acum trebuie să lăsăm Maia să meargă cum ar veni, pentru că 2 minute a pus Bogdan un timer. 30 de secunde. Și la 2 minute ne-am oprit. Mamă. Wow. Ia uite și pe Larisa acolo. Suntem jos, wow, fenomenal. Sper că ne-am auzit, asta e tot ce-mi doresc eu. Sper că ne-am auzit, se aude foarte tare sus din cauza motorului. Nu e ca în avioanele normale de linie ghiciște, pentru că nu avem cum să facem asta și nu avem cabina presurizată. Dar la 10.000 de picioare, nu, nu poți. Cât ai altitudine maximă pe asta? El nu până la 5.000 de picioare, dar îți trebuie oxigen. Dar poți să presurizezi cabina? Nu. A, doar îți bag oxigen, ok, deci doar îți bag oxigen. Deci doar oxigen pe noi. Mască. A, pe mască, pe ok. Din păcate. Gata. Da. Gata. S-a terminat. Acum se deschide. Wow, fenomenal. Gata. Și wow. Că nu i-a plăcut, auzi. E fenomenal. Ia. Știi cât de tare e? E foarte tare. Deci știi ți-ar fi plăcut. Ești mecher, da, rău de sigură. Tot. Ia zi, belea. E tare, rău de tot. Bă, e fenomenală experiența, gen. Sincer, eu am rămas șocat. Am văzut Bișplizul, am văzut Tepav, am văzut tot. Am fost până la Vama Veche. Bă, știi cum se vede? Cât ai făcut? De la 2 mai până la Costinești, 2 minute. 2 minute, da. Și noi din Costinești, da, din Olimp, 5 ore. Da, noi am făcut din Costinești, din Olimp, la Bișpliz, 5 ore. Cred că mi-au bleu asta. Știu unde e asta, uite, ai și cazare. Nu, asta e enorm. Bă, real, 10 din 10 experiența, n-am ce să vă zic, efectiv, este, bă, 10 din 10 experiența asta, vreau să o repet, vreau să fac, poate și facem niște vloguri când facem școala și toată nebunia asta, mi se pare wow, gen, eu unul sunt impresionat, adică am rămas impresionat. Aerodrom Costinești, nu uitați, vă așteptăm aici.